Cum sporim melatonina la copiii care adorm foarte greu noaptea? Regimul se formează de la trezire. Eu le-aș recomanda părinților să excludă băița înainte de culcare, pentru că asta foarte tare agită copilul. Noaptea, dormim cu soțul sau cu copiii? Cu soțul. Mai există cazuri de lunatism și la ce pericole sunt supuse aceste persoane? Da, există. Eu încă sunt exemplu. Conectează-te acum pe 93.3. E timpul pentru Good Vibe Diana. Ce drag și ce plăcere am în această seară, pentru că invitata mea, Galina Amalani, este alături de mine, specialistă în somnul copiilor. Bun venit! Bine v-am găsit! Este, cum le spuneam și eu radioascultătorilor deja și urmăritorilor noștri, tema somnului o mare problemă, mai ales în cazul tinerelor familii care au acum abia născut un bebeluș în familie, sau că sunt doi sau că sunt trei, s-a început problema colicilor, de exemplu, sau somnul ăla nesomn, și ai venit ca o mană bună în emisiunea asta să ne oferi sfaturi utile tuturor părinților, dar și viitorilor părinți, care mai bine să fie asigurați din punctul ăsta de vedere și să aibă parte de un somn liniștit, atât ei cât și bebelușii. Da, sunt foarte de acord cu abordarea ta, că e mai bine să cunoaștem toți acești factori înainte de a ne confrunta cu problemele apărute. Adică mai bine să cunoaștem la ce să ne așteptăm, decât după să căutăm soluția și să nu mai putem de răbdare. Uite, din propria mea experiență, când eram însărcinată, aveam treziri nocturne gen ora 2, ora 4. Am născut, trezirile copilului se întâmplau la ora 2, la ora 4. Ține de perioada de gravitate și atunci când se naște copilul, practic e aceleași, au aceleași treziri pe timp de noapte? Posibil a fost din cauza că bebelușul se trezea și astfel piciorușile lovea și era trezirea mamei, adică trezirea ta. Și după naștere a rămas exact aceeași trezire la orele 2 și la orele 4. Dar prima perioadă trebuie să ținem cont de faptul că copiii nu au ritmul biologic format, stabilit, și este ok ei se trezească noaptea. Adică au somnurile mai scurte. Pot dormi reprize de 2-3 ore, după care 40-50 de minute este timpul lor de veche. Până la vârsta de 4-5 luni, asta este o normalitate și practic nu putem lupta. Doar în cazul în care copilul doarme ziua foarte mult, adică doarme 4-5 ore continuu, și noaptea trezirile le putem deja încadra în faptul că doarme prea mult ziua și noaptea deja mai mult timp reușește să fie timpul lui de veche. Dar în cazul în care ziua nu are reprize mai mari de 2 ore, atunci noaptea este o normalitate și nu putem nicicum lucra asupra îmbunătățirii calității somnului, doar trebuie să așteptăm regresul somnului, de care mulți părinți tem. Dar ce înseamnă regresul somnului? Regresul somnului ăsta este un progres pentru copil. Atunci se formează ritmul biologic, ritmul copilului. Atunci și apare faza profundă a somnului. Uh-huh. Atunci copiii deja dorm ca un matur. Nu mai au somnul ăsta practic tot timpul superficial. De la natură a fost dat copiilor somnul superficial primele 3-4 luni pentru a ține creierul tot timpul într-o stare de veghe. Dacă observați, mulți părinți spun că primele luni culcam copilul în pat și deschideau ochii, adică nu înțeleg cum el doarme. Sau copilul nu doarme, dar stă cu ochii închiși și suge. Adică asta la fel este perioada activă a somnului în care copiii se află primele 3 luni pentru a nu uita să respire. Am înțeles. Da, după 4 luni. Vine ceva fiziologic, da, la copii. Da. Mm-hmm. Instinctul ăsta de supraviețuire. Da, și după 4 luni deja au și parte de faza profundă a somnului, dar este mai scurtă. Cu timpul cât copiii cresc și faza profundă a somnului deja respectiv crește. Bine, Galina, uite, primele 2 săptămâni sau cam așa reiese. Copilul doarme buștean toată ziua, toată noaptea. Iarăși, ceva fiziologic. De când începem noi să-i facem un regim de somn? Dacă vorbim de un ritm, într-un fel, adică noi putem monitoriza chiar de la naștere. Cum? Copilul s-a trezit. Așa. Ne uităm 20,
de minute, el este activ, mănâncă, îi schimbăm scutecelul, după care privește într-un punct. Sau așa cu mânuța la sprânceană, ori strage de urechiușă, vedem semnele astea de oboseală într-un fel și înțelegem că așa, în secunda asta eu trebuie acum să-l culc. Mm-hmm. Și-l culcăm. Și nu, pur și simplu scrim sau în aplicație la telefon sau pe o foaie scrim și ducem cont de timpul ăsta de veghe. Pentru că parte de semnele astea de oboseală verii de noi nu o să avem tot timpul. Mm-hmm. O să fie doar 4 luni. Și este important noi să înțelegem așa, noi ne-am oprit la timpul ăsta și acum semnele de oboseală sunt doar niște semne de oboseală învățate. Adică el dormea bine, adormea bine după 2 ore 30, presupunem, și azi am început să-l culc după 2 ore și 30, dar el nu adorme și a prezentat la fel semnele astea de oboseală. Din cauza că sunt niște semne de oboseală învățate, dar el a avut nevoie de un timp de veghe puțin mai lung. Și de la asta este bine noi să înțelegem, așa, el acum a adormit greu, uite, ieri a fost timpul de veghe ăsta, înseamnă că azi eu mai adaug 10 minute și el o să adormă ok. Odată ce noi nu monitorizăm și nu scrim, nu înțelegem de la ce să ne împingem. Uh-huh. Și deodată spunem că, păi, nici semnele de oboseală nu ne ajută, pentru că ele, după 4-5 luni, deja... Nu mai sunt atât de vizibile, da? Sunt vizibile, sunt semnii de oboseală. Sunt semnele de oboseală și semnele când copilul este pregătit să adoarmă. Adică, dar ce în care ar mai fi asta? Timpul de veghe merge ca un grafic de ăsta, cu munți. Uh-huh. Și el s-a trezit, are multă energie, se joacă, aleargă. După, într-un moment dat, stă pasiv, privești ceva. Adică a venit timpul de veghe mai pasiv, așa, puțin recreație are nevoie. După care, unii copii pot fi atașați la sân în momentul ăsta cu gândul că el o să adormă, că a prezentat semnele de oboseală, dar el mănâncă acolo o minută, două și are energie, vesel, zâmbește, trage pe mama de păr, scoate suzeta, râde. Ăsta a fost ca un upgrade. Mm-hmm. Pentru a finisa timpul lui de veghe care este comod să-l petreacă. Deci noi continuăm să adormim copilul chiar dacă vedem că s-a trezit sau îl lăsăm să obosească definitiv? În momentul ăsta când facem puțină încetinire asta în mijlocul timpului de veghe, nu-l adormim. Adică facem o mică încetinire. Puțin îl lăsăm să mănânce, după care el are energie și trecem din nou la 20 de minute a timpului de veghe activ. Mm-hmm. În care el își scoate toată energia, mai merge în 4, după care noi trebuie treptat să-l trecem la o încetinire. Să-i arătăm că în casă nu se întâmplă nimic interesant, totul este pasiv, vorbim mai încet, îl ducem în brațe și el se încetinește înainte de somn, după care la ritual el cooperează mai bine cu noi, la rutina pregătirii înainte de culcare. Adică, mm-hmm. Deci noi trebuie să citim foarte bine mesajele copiilor și să reacționăm atunci când are nevoie de somn, ori când nu are nevoie de somn, să atragem atenția la timpul de veghe. Da, ăsta este cea mai bună. Observatorul din noi trebuie să se trezească întotdeauna. Instinctul ăsta de observator. Bine, Galina, hai să ne spui, te rog, cum sporim melatonina la copiii care adorm foarte greu noaptea. Și asta s-ar întâmpla pe la ora 23 sau chiar pe la miezul nopții. Chiar și ieri am fost în inspecție cu vecinele și zic, cine are probleme cu copiii? Și mi-au ridicat câteva mâinile ca să îți adresez această întrebare. În primul rând, regimul se formează de la trezire. Trebuie să stabilim ora trezirii, așa, spre spunem, comodă și pentru copii, comodă și pentru părinți. Care ar fi? Asta ar fi în jurul orelor 6 dimineața până la ora 8. Mm-hmm. Cam ar fi ok, dar să fie în fiecare dimineață exact aceeași oră. Dacă copilului este comod să trezească la ora 6, atunci fiți buni și puneți alarma la ora 6. Ok. Și după care deja se formează regimul zilei. În dependență de vârstă aici mergem. Presupunem că are 2 somnuri. Primul somn se organizează între orele 9, 10, jumate, 11. Deja la fel corespunzător vârstei. Și al doilea somn între orele 12 jumate, 2. Și important, ultimul somn se finiseze la copiii până la 6 luni, la 5
maxim 5 jumate, iar la copiii mai mari deja 12 luni plus se sfineseze cam la ora 4. Mm-hmm. Pentru a reuși să petreacă timpul lor de veghe calitativ și a merge într-un somn de noapte la o oră corespunzătoare. Gen? Și care ar fi ora optimă și perfectă pentru un somn bun și sănătos la copii? Între orele 19 și 21.30 maxim. Ok. Asta ar fi ora. Dar pentru copiii care adorm greu, adică le este foarte complicat să se concentreze la somn, eu le-aș recomanda părinților să excludă băița înainte de culcare, pentru că asta foarte tare agită copilul și este ca o nouă odaie pentru ei. Se deschide a doua respirație și se începe a juca acolo, se stropesc cu apă, după care iese din baie și vor mai departe să continue joaca lor. Mm-hmm. În acest caz, mai bine să organizeze baia cu o oră, o oră jumate înainte de somn, pentru a reuși copilul să-și scoată toată energia asta. După ce iese din baie, să hrănească copilul, să, după ce a petrecut timpul ăsta de veghea lui activ, poate urma masa, încetinirea, fac lumina mai încet, mai slabă în casă, vorbesc încet, un joc mai lin. Important să nu fie atunci oferit copilului o jucărie sau un joc nou, care îl poate foarte tare captiva. Ceva foarte plictisitor, un puzzle, sau poate fi în fiecare seară aceeași carte, ca un semnal pentru el că acum începem a pregăti pentru somn, și adică e ceva plictisitor care îl mai relaxează așa și permite melatoninei a se secreta mai ușor. Am înțeles. Și eu care credeam că băița înainte de culcare, din potrivă, relaxează organismul, este o asociere înainte de somn, pentru că majoritatea părinților așa fac, așa am făcut și noi. Da, este relaxantă băița pentru copiii de vârstă 1, 2, 3 luni, poate maxim 5-6, dar odată ce vedem că copilul după băiță se agită, de exemplu copilul meu după băiță are mega multă energie. Am zis că după băiți trebuie să mai fac o tură pe afară. Se spală oboseala, da, în timpul băiței și de-aia începe iarăși mișcările alea super active înainte de culcare. Ok, alte remedii care ar mai fi? Uite, la copiii de vârstă un pic mai mărișoară deja, ca să adoarmă la ora optimă, maxim 21.30 să se pună în pat și nu la 23. Să fie rutina de culcare, adică încetinirea asta, părinții să excludă ecranele înainte de culcare, să permită melatoninii a secreta fiziologic. Pentru că am avut mămici care ofereau copiilor melatonina sintetică prescrisă de medici la fel, de pediatri, pentru că este o soluție mai optimă, mai rapidă, i-a oferit melatonină sintetică și copilul a adormit mai repede. Păi stai, Galina, asta ce e? Medicament? Medicament sub formă de melatonină. Dar noi, cu încetinirea înainte de culcare, oferim copilului posibilitatea de a o secreta singur și respectiv de a face procesul de adormire mai ușor. Să fie povestea, rutina aceeași, puzzle-uri, jocuri de sortare a crupelor, jocuri la bucătărie cu unele vesele să le pună la loc sau să le scoată, coloratul, plastilina, Lego, constructorul, adică orice mai pasiv, mai așezător și mai plictisitor. Așa. Adică îmi place mie cum zici tu că somnul ar fi înainte, sau înainte de somn trebuie să avem o activitate plictisitoare care să obosească copilul cel puțin neurologic. Pentru că la copii sistemul nervos lucrează altfel. Noi ca maturi ne uităm în telefon 5 minute și am adormit. La copii este altfel. Sistemul nervos foarte tare se excită de la lumina ecranelor, artificială mai ales. Și cum și-am spus de melatonină, noi cu încetinirea asta și cu lumina mai slabă oferim corpului posibilitatea de a o secreta natural și în cantități mai mari. Pentru că melatonina scade temperatura corporală și relaxează mușchii. Astfel, copilul la somn merge mai ușor și este cu mult mai ușor să adoarmă. Somnul nu este într-atât de agitat și dacă sunt activitățile foarte fizice încărcate înainte de culcare, atunci putem să ne așteptăm cu trezirile nocturne în plâns. Adică începe a plânge sau înainte de culcare, plâng, țipă, că ei nu au reușit să-și termine activitatea până la urmă.
Și astfel noi cu secreția asta naturală a melatoninei, că îi le facem încetinirea, le permitem și lor să se relaxeze și sistemul nostru nervos rămâne așa puțin să mai stabil. Să se odihnească și el, am înțeles. Da, cazurile astea de supraoboseală la fel pot provoca trezirile astea nocturne și anume, cum zici tu, cu tulburări de somn, în plâns, în faze mai neplăcute? Da, ele se numesc pavor nocturn. De unde au apărut, care este cauza lor fixă, încă nu a fost demonstrat, dar factorii care pot influența sunt supraoboseala, adică regimul incorrect. Lăsăm copilul să se obosească pentru a adormi. Așa, timpul lui de veghi 6-7 ore pentru a se obosească și a să cadă așa de oboseală. Da, da. Asta poate provoca pavor nocturn și trezirile de dimineață între orele 4-5. La fel, la pavorurile nocturne mai pot influența și stresul parcursul zilei. Dacă părinții au certat prea tare copilul, dacă l-au supraîncărcat emoțional sau a făcut o activitate nouă foarte activă, solicitantă pentru, pentru copil, solicitantă pentru sistemul lui nervos, atunci se poate transforma, el o trăiește prin somn. Și adică se trezește și începe a plânge, astfel o mai trăiește încă o dată, o trăiește repetat. Ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce experimentează copilul nostru pe parcursul zilei pentru a nu duce asta și la coșmaruri. Am înțeles. Ok. Cum obișnuim, Galina, copiii să doarmă în întuneric beznă, mai ales pe timp de noapte, și să nu aibă frica asta de întuneric? Pentru că sunt copii care știu că adorm în semilumină. Este ok? Este recomandabil? Sau somnul de noapte este tradițional în întuneric? Aici iarăși merge vorba de melatonină. Melatonina se secretă în întuneric. Noi, dacă facem puțin mai posomorât în casă, permitem organismului de a secreta melatonina mai ușor. Dacă copilul este expus luminii naturale, artificiale, atunci secreția lui de melatonină este puțin mai scăzută și procesul de adormire se face mai dificil. Sau, în general, copilul pe parcursul verii poate refuza somnul de zi, pentru că este prea multă lumină. Somnul în întuneric este foarte benefic pentru organismul uman. Creierul atunci se relaxează și nu sunt factori care îl pot deranja sau excita. Fricile de întuneric vin în mare parte de la părinți. Copiii aud sau de la bunei că este frică de întuneric, el s-a speriat de întuneric și în subconștientul lui se formează o frică că am de ce să mă tem acolo. Dar odată ce apare, fricile de obicei apar între vârsta 2, 3, 4 ani, când apar și coșmarurile, când apare imaginația lor bine dezvoltată. Atunci pur și simplu trebuie să primim faptul ăsta că copilul are frica asta de întuneric și nu trebuie să-i spunem că nu are de ce să fie frică, ori să-i spunem că nu o streacă, așa, să o luăm pe deasupra. Și să-l stresăm și mai mult. Da, trebuie să-i arătăm că noi îl înțelegem, să-l consolăm și în cazul ăsta cel mai bine să lăsăm o lampă portocalii sau roșie pornită pe parcursul somnului. Ea nu atât de tare influențează la secreția melatoninii, dar în același timp noi îi arătăm copilului că noi te susținem și adică te ajutăm să treci peste perioada asta mai ușor. Respectiv, putem pe parcursul timpului de veghe să lucrăm asupra fricii lui. Sunt soluții foarte interesante de a lucra cu frica copilului. De exemplu, dacă este frică de întuneric, atunci desenează ceva întunecat și desenează fața amuzantă sau îi desenează păr pe nas sau, adică ceva ce l-amuzează și după când o să-și amintească de frica asta care a avut-o, o să-i fie pur și simplu amuzant. Și pentru a trece și mai lent, putem treptat să facem lumina mai slabă, mai slabă, mai slabă, la sfârșit deja pur și simplu o deconectăm, pentru a nu stresa și copilul și a-i arăta că noi într-adevăr avem încredere în tine și te ajutăm să treci mai ușor peste perioada asta a ta dificilă. Obișnuința asta de cu întunericul, cam în cât timp ar trebui să o testăm sau cel puțin să o punem în practică? O săptămână, două sau cât are nevoie copilul?
Ar fi bine tot timpul să doarmă în întuneric, dar la fel înțelegem că nu este posibil să organizăm tot timpul doar în întuneric. Mai ales la prânz. Iată, atunci, la fel facem beznă întuneric ca să doarmă copilul bine la prânz, ori trebuie să-l obișnuim cu lumina de zi? Dacă avem posibilitatea, ar fi ideal să organizăm beznă întuneric. Mm-hmm. Așa nu vom scăpa de somnul de zi la vârsta de un an, doi, și o să-l menținem până la vârsta de 3, 4, 5, poate chiar 6. Dacă nu este posibil să organizăm întuneric beznă, măcar organizăm așa, să fie posomorât, să fie mai întuneric decât de obicei. Adică cam ar fi un 6-7 din 10. Copilul vede ce este în jur, dar în același timp nu îi bate lumina în ochi, în față. La grădiniță, la fel, copiii nu au parte de întuneric beznă. Da, da, e o semilumină. Da, este o lumină așa, ca o draperie de asta mai transparentă. Uh-huh. Putem și acasă așa, de exemplu, să organizăm. Dacă vedem că copilul începe a dormi foarte rău la prânz, atunci încercăm să facem mai întuneric pentru a-i ajuta organismului să-și secrete melatonina în cantități mai mari și a nu permite copilului de a opune rezistență la somn. Dar până la ce vârstă, Galina, este bine ca copiii să doarmă la prânz? Spre exemplu, pentru mine ca părinte, somnul la prânz este sfânt pentru copil. Chiar dacă are 5 ani și acum poate să doarmă uneori câte 2 ore. Minim ar fi vârsta de 3-4 ani, dar maxim 7-8 ani. Poate practic dormi până la școală, când deja se începe programul ăla mai activ pentru ei, cifre, înmulțiri, împărțire, oboseală, și ar fi bine să vină acasă să doarmă un pic, o repriză de somn și apoi la teme, de exemplu. Da, să facă să doarmă un ciclu de somn de 40 de minute, după care să se restabilească. Sunt copii, oameni maturi, care și până la vârsta de 30-40 de ani au avut nevoie de somnul ăsta la prânz. Chiar de 30-40 de minute, dar trebuia să fie. El e sfânt! Ar fi bine să avem ocazia toată lumea să dormim la prânz, dar din moment ce vezi că nu este această posibilitate. Dar e ceva mai grav la capitolul, nu știu, stare emoțională a copiilor care nu dorm la prânz sau au refuzat de la, zicem, 2-3 ani, 4 încolo să doarmă? Copiii care au refuzat foarte devreme somnul de la prânz sunt mai agitați. Nu reușesc atât de bine și de ușor să se concentreze la un lucru care îl fac acum. Au mai mult energie pentru că cortizolul lor este la un nivel mai mărit și se supraobosesc. Adică dacă copilul nu ar dormi la prânz, la vârsta de 3-4 ani ar fi bine să organizăm somnul de noapte la ora 19:30. Să fie maxim deja el să fie împătut și să doarmă. Ca să nu ajungem la fazele care spuneam de supraoboseală și apoi trezirile nocturne. Da. Asocierile astea de la sân, biberon, suzetă, pe timp de noapte, iată, la ce vârstă, Galina, ar fi bine să le excludem și să doarmă copilul ăla buștean? Cum l-am pus în pat până dimineața să nu se mai trezească? Este posibil așa ceva? Este posibil, dar cu muncă și cu foarte mare grijă a părinților. În dependență, deja fiecare părinte, când a înțeles că asta este o asociere care cam deranjează copilul. Sunt părinți care iubesc să doarmă cu copilul în pat, poate chiar și lăsând până la vârsta de 2 ani jumate. Dacă le place, care este problema? Dacă deranjează părinții, atunci ar trebui treptat să încercăm să scoatem asocierile astea. Pentru că asocieri nu sunt bune sau rele. Sunt asocieri mai puternice și asocieri mai slabe. Prin ele, noi trebuie să demonstrăm, să-i arătăm copilului și să-l informăm că el poate să adoarmă și fără ajutorul nostru. Dar pentru a o face, sunt mai multe căi. Este metodă mai rapidă de a învăța copilul să adoarmă singur și este metodă mai lentă. Nu doar una, adică în dependență de cât răbdare au părinții. Dacă părinții vor să scoată asocierea asta, poate chiar și fără lacrimi, atunci ar trebui să selecteze o metodă mai de lungă durată, să informeze copilul că este posibil să adoarmă și altfel. Nu doar cu sânul sau cu suzeta, pentru că, să recunoaștem, este destul de complicat pentru copii să lase asocierea asta azi. Adică asiguranței. Până acum a dormit 3-4 luni, ani,
legănat sau cu Suzeta, uh-huh, și noi într-o zi, bună ziua, de la revedere la Suzeta. Copilul ăsta e așa, voi serios? O să zic că chiar vă bateți joc? Păi și care ar fi acțiunile pe care trebuie să le întreprindem? Hai zi, și pentru părinții mai răbdători și pentru cei mai nerăbdători. Ar fi bine, în primul rând, să analizeze toate condițiile de somn, regimul, ritualul, factorii fiziologici care pot influența, de exemplu, insuficiența fierului. Foarte tare influențează la calitatea somnului. Noi nu putem ajunge la un somn bun dacă hemoglobina copilului este la un nivel foarte jos, pentru că hemoglobina transportă oxigenul în țesuturi și la creier. Astfel, dacă este fierul la un nivel foarte jos, poate provoca sindromul picioarelor neliniștite, ceea ce agită foarte tare copilul și el este neliniștit pe parcursul somnului, poate provoca treziri frecvente noaptea și un somn foarte agitat atât pe parcursul zilei cât și pe parcursul nopții. Și pe parcursul zilei mai poate fi obosit, oboseala asta generală a copilului, el chiar dacă a dormit, el la fel este obosit. În cazul ăsta, noi ar trebui să rezolvăm mai întâi problemele ce țin de fiziologie, după care să trecem la reglarea aspectelor care le putem regula cu unele acțiuni. De exemplu, condițiile de somn, cum și-am zis, întuneric, dacă vecinii fac gălăgii, ar fi bine sunetele albe conectate, mm-hmm, feonul, ploaia, mai da, sunt ele. Ele pur și simplu maschează zgomotele din jur. Nu este ceva magic, adică nu ne așteptăm de la sunete albe că mâine copilul o să doarmă bine. Da, da. Regimul, analizăm timpul lui de veghe să fie corespunzător vârstei lui și să fie copilului comod în primul rând. Mm-hmm. Și după care trecem la, așa să începem după părinții mai răbdători. Odată cu asocierea, să presupunem că este sân. Copilul este atașat la sân, cât el adorme, se implementează o nouă asociere. Pentru a demonstra copilului că este posibil să adormă și cu alt mod. De exemplu, în momentul în care el suge sân, mai face părintele, de exemplu, mângâieri sau lovituri încete pe funduleț sau lovituri pe saltea, în dependență ce acțiuni o să-l calmezi pe el. După care, părintele deja nu oferă sânul copilului până în momentul în care el deja doarme, dar când a terminat să sugă și ajută cu asocierea cu noua acțiune pe care a implementat-o. Adică astfel treptat scoate acțiunea asta, după care se implementează una puțin mai slabă. Și se ajută copilul de a demonstra lui că tu poți adormi și așa, după care, pur și simplu, loviturile sau mângâierile rămân la mâna pe copil, copilul este transferat în pătuț, poate fi și patul atașat de pătuț, așa cu mâna pe el, noaptea și la readormire. Așa, aici să concretizez, pentru că la adormire, la prelungirea somnului și la somnurile de zi lucrează părți diferite a creierului. Adică dacă copilul s-a învățat să adoarmă singur, atunci la readormire el ar avea nevoie puțin de ajutor. Merge cu un pas, doi în urmă de la acțiunile care noi le facem. Dacă el are un progres la modul de adormire, atunci la prelungirea somnului va avea nevoie iarăși de ajutor, cum am lucrat noi cu un pas în urmă. Și adică astfel respectiv noi scoatem copilului asocierea și arătăm că el poate să adoarmă singurel. Și când vedem că el pur și simplu are nevoie doar de mâna noastră pe el, gata, o lăsăm așa până el puțin se relaxează, dar nu adorme. Și stăm alături pe pat. Sau încercăm să ieșim pentru 5 secunde, după care revenim înapoi și spunem copilului cât de bravo a fost, că asta cine a așteptat. Și iarăși stăm vreo 5-10 minute și încercăm să ieșim pentru 10-15 secunde. Și iarăși revenim la locul nostru după. Dacă copilul începe a plânge, înseamnă că nu este pregătit și mai rămânem la etapa asta încă o perioadă. Deci, răbdare. Dar acum vorbim despre metode pentru părinții nerăbdători care vor să-și obișnuiască copilul în maxim cât? O zi, două, trei? Cam o săptămână. Cam o săptămână. Încă e mult. Ok. Cum obișnuiesc în cazul ăsta părinții să adormă copilul singur și să nu mai aibă asocierile astea de sân, Suzetă? Condițiile de somn, ceea ce am enumerat, uh-huh, la metodele anterioare, asta rămâne și aici. Adică merge pregătirea asta a copilului. Nu începem implementarea unei metode brusc. Pentru că unii copii poate nici nu au nevoie de ea. Poate era problema doar în regim și părinților le convine rezultatul la care au ajuns și la metodele astea rapide deja s-au răzgândit.
Metodele rapide ar însemna faptul că copilul este, de exemplu, la sfârșitul săptămânii pregătitoare, se exclude asocierea lui și este lăsat în pătut să adormă. Chiar dacă plânge, părintele intră pe reprize, de exemplu, 3, 5, 7, 9, 12 minute, până la adormire. Mm-hmm. Chiar dacă durează, să zic eu, isteria asta, chiar și jumătate de oră, 40 de minute, o oră? Da. Dar în capul copilului ce se întâmplă în cazul în care este atât de iritat? Nu îi se, dimpotrivă, strică calitatea somnului? Hormonul stresului nu apare atunci când el știe că trebuie să adoarmă singur și părintele nu vine? Primele zile, nivelul de cortizol este mărit. Dar a fost demonstrat prin studii că nu influențează nicicum plânsul copilului în timpul implementării adormetului independent. De exemplu, eu sunt o mămică mai... Așa, mi-este puțin jale să las copiii așa să plângă. Și dacă vedem cu părintele că nu se primește în decurs de 30-40 de minute și copilul nu plânge isteric, adică plânge puțin mai lejer, părintele spune că, uite, eu pot rezista foarte bine, este tot ok, merge mai departe. Dacă copilul plânge isteric și părintele spune că nu, știi, chiar nu pot, trecem la un plan deja stabilit mai lent. Dar metodele rapide ar fi faptul că copilul este lăsat în pătuț, așa se adormă. Una puțin mai lentă ar fi că ajutăm copilul pur și simplu din afara pătuțului cu o acțiune, fără a-l ridica din pătuț. De asta e exact aceeași cum am ieșit după ușă, adică după durată. Poate dura chiar și mai mult. Și plânsul exact poate dura chiar mai mult decât la ieșirile din odaie. Ah, tu îmi zici, mie deja mi-e jale. Da. Când trebuie să-ți supui copilul la un stres în plus, dar în schimb rezultatele sunt foarte bune pentru părinții care vor să doarmă și ei liniștiți și copilul adorme deja independent și nu mai există asocierile astea și micile probleme. Galina, uite, eu aveam o întrebare tare bună și sper să aud un răspuns din partea ta la referitor copiii cu sindrom Down sau copiii cu autism sau alte tulburări ori boli genetice. Somnul este mai dificil? Este mai diferit? Poate fi mai diferit în implementarea unor noi acțiuni pe care noi le facem. Dar chiar și copiii cu sindrom, cu copiii ăștia mai speciali, la fel pot fi învățați să adormă. Poate nu atât de singur, să adormă singur în odaie, dar pur și simplu cu prezența noastră. Dar da, este posibil. Dar este foarte important la ei, mai ales la copiii cu spectru de autism, de a tras atenția la încetinirea înainte de culcare. Pentru că ei foarte multă energie au, foarte greu se conectează, se deconectează de la acțiunea pe care o fac. Mm-hmm. Și adică trebuie să mărim timpul încetinirii pentru a-i oferi mai mult timp de a se relaxa. Pentru ei timpul ăsta trebuie să fie de lungă durată ca să înțeleagă că urmează somnul. Da, da, rutina asta înainte de culcare, adică încetinirea, după care ritualul, să fie acțiunile astea, aceleași acțiuni, efectuate în aceeași ordine, înainte de toate somnurile, cât ziua, atât și noaptea. Acțiunile astea, fiecare părinte le poate pune care el le dorește, nu este ceva strict că trebuie acum... Ai stins lumina, acum ai pornit cânticul sau ai citit povestea și acum adică ai terminat tot ritualul. Fiecare părinte îl poate face după el. Important să fie acțiunea clară care îi dă de înțeles că ritualul s-a început, acțiunile care îi arată că ritualul continuă și un sfârșit clar. Sau stinsul luminei, sau conectarea sunetelor albi, sau la un volum mai tare, sau în general conectarea lor, sau o frază înainte de culcare. Adică ceva clar, că s-a început, că el este, că merge acum și că s-a finisat. Nu este acțiunea strictă că doar asta trebuie să faci. Pentru copiii mici nu au destul răbdare să rămână la carte. Și noi dacă le spunem la un copil de 6-9 luni că trebuie să-i citești cartea în ritual ca să fie ritualul lui, el nu are răbdarea asta și mai tare se agită și se excită de la... povestea asta care o citește părintele. Și pe care măcar nici nu o înțelege la 6 luni.
Da, chiar spuneam pe pagina de Instagram să deschid subiectul cărților. Așa. Când ar trebui de introdus. Pentru că nu toți copiii au răbdare și dorința și iubirea asta față de lectură. Ar trebui, dacă nu o iubesc, ar trebui să o lăsăm sau în timpul de veche sau lăsăm așa la o parte până la vârsta de 2 ani. Mm-hmm. Sau îi povestim noi o poveste, nu neapărat să o citim cu cartea fizică în față, ori punem o carte audio la urmă, urme și pe fundal se aude o poveste, dacă nu suntem tare buni la capitolul imaginație și fantezii. Ok. Biberonul, Suzeta, de la ce vârstă trebuie excluse pe timp de noapte? Și dacă este posibil așa ceva? Ar fi de exclus ideal de la 4 luni Suzeta. Așa. Dar biberonul cu lăptic deja la un an, când mâncarea solidă aprovizionează copilul cu toți nutrienții necesari pe parcursul zilei, atunci copilul practic nevoie fiziologică nu o să aibă în formula asta. Și putem liber să o excludem. Suzeta maxim ar trebui exclusă la un an jumate. Asta ar fi maxim, pentru că după deja poate influența la formarea? Maxilarul se poate deforma. Cariile se formează, adică mediul lor este mai favorizant din cauza suzetei, pentru că tot timpul este umed, saliva se formează în continuu, mai ales dacă și mesele nocturne sunt prezente, atunci bacteriile sunt doar cele mai fericite. Mm-hmm. Înseamnă că adio suzetă, maxim la un an și jumătate. Dar văd copii foarte mulți și la 2 ani și 2 ani și un pic cu suzeta, așa, aleargă și cu suzeta în gură. Nu e bine. Nu e chiar bine, e bine pentru stomatolog și ortodont. Ca un pacient. Te întrebasem și în culise de ce sunt copii care dorm buștean pur și simplu toată noaptea de la naștere și sunt copii care, iată, au trezirile astea nocturne pentru alăptat sau pentru biberonul cu lapte praf de 2-3 ori sau și de 100 de ori dacă este cazul. De ce? Pentru că sunt copii puțin mai sensibili la somn și sunt copii care pot dormi în toate circumstanțele. Copiii mai sensibili au nevoie de rutină, de regim, de reguli și de limite. Atunci ei se simt în siguranță și adorm deja după regimul lor, după rutina lor. Copiii care nu sunt atât de sensibili și dorm în orice mediu, la fel au nevoie de un regim, dar acela poate fi mai flexibil. Dacă părintele are nevoie să meargă undeva, dar copiii ăștia care strezesc foarte des noaptea, care adorm greu, au nevoie, au necesitatea asta în rutina stabilă, au necesitatea în încetinirea calitativă înainte de somn, pentru a relaxa sistemul lor nervos. Înseamnă că sistemul nervos nu se relaxează destul. Posibil asocierea înainte de culcare îl ajută să adoarmă, dar nu este atât de benefic și de ușor de primit pentru el. Trebuie schimbat în cazul ăsta? Ceva introducem nou? Dacă este problema asocierii, atunci sau o schimbăm pe una mai slabă, sau o excludem total, în dependență ce își dorește părintele. Mm-hmm. Ai zis de copiii care adorm indiferent de circumstanțe. Eu ador copiii care îi văd pe la nunți, pe la petreceri. Au întins 3-4 scaune, au pus copilul și nu are treabă cu el. Pot să stea părintele și să se distreze până dimineața. Și sunt din cei care sunt activi până nu merge acasă și anume acasă să adoarmă. Pentru el somnul e sfânt în patul lui acasă și altundeva nicăieri. Copiii care adorm chiar și la nunți pe scaune nu înseamnă că au un somn profund sau un somn odihnitor. Este un somn de ăsta, nu știu dacă mai ții minte, mama când mă lua în ospiție, adormeam și eu pe scaune. Așa. Parcă dormeam, dar atât de obosită mă trezeam. Exact așa și copiii ăștia. Mm-hmm. Dar cei sensibili la somn, de exemplu cum este și copilul meu, chiar dacă ne ducem la nuntă, până nu ajungem acasă, el nu adorme. Asta este specific lui. El așa adorme, el așa se simte în siguranță la el, în pătuțul lui, în odaia lui, cu ritualul înainte de culcare, după care se relaxează și se culcă. Dacă nu este efectuat toată rutina noastră, atunci el, fără capricii, poate dansa până se termină nunta. Dar este ok să obișnuim copilul doar cu somnul, chiar și cel de noapte, acasă? Putem să organizăm somnul și în cărucior și în mașină, doar că mai liniștit pentru copil ar fi să doarmă acasă.
clar că nu putem tot timpul să fim acasă, dar cât mergem în vacanță, facem excepții, căruciorul, mașina, în brațe dacă adoarme. După ce revenim acasă, ne întoarcem la rutina noastră. Adică în brațe dacă adoarme, asta ar fi pe malul mării. Mm-hmm. La fel se formează un sunet alb pentru ei și pentru părinți, este o plăcere să privească priveliștea asta și copilul cum doarme. Da, și... doar că la umbră, nici de cum la soare, categoric interzis. Somnul pe burtă este periculos sau binevenit? Și până la ce vârstă? Sau de la ce vârstă? Somnul pe burtă este binevenit, poate fi de la naștere doar sub supravegherea unui părinte, doar pe timpul zilei. Odată ce ne îndepărtăm de la copil, îl întoarcem pe spate și mergem să ne facem treburile. Chiar și pe 5-10 secunde nu lăsăm copilul singurel pe burtă. În momentul în care copilul se începe a întoarce, își selectează poziția de sine stătător, atunci îl putem lăsa să doarmă și pe burtă și pe spate, cum dorește, așa să-și aleagă, să-și selecteze singurel poziția. Mm-hmm. Ok. Cum învățăm copilul să dezvolte simțul necesității urinării pe timp de noapte fără ca să facă pipi în pat? În primul rând, îl învățăm pe parcursul zilei să meargă, să înțeleagă procesele lui fiziologice. Odată ce copilul nu înțelege că are nevoie să meargă la pipi acum, dar noi îl punem și tot timpul prindem momentul ăsta, copilul nu o să se ceară. Trebuie să-l învățăm, în primul rând, să-i arătăm procesele care se întâmplă, să-i spunem ce se întâmplă în momentul ăsta, după care el să repete, adică să spună fac pipi sau vreau pipi și să fac chiar și în scutec, dar important să înțeleagă ce se întâmplă. Se poate să-și dea chiloții, pantalonii singur în jos. După ce vedem că pe parcursul zilei el deja merge ok la oliță, noaptea scutecul este relativ uscat, putem înțelege că deja ar fi bine să scoatem scutecelul și parcursul nopții, dar înainte de culcare să limităm cantitatea de lichid a copilului, să bea mai puțin pentru a nu se trezi noaptea. Pentru a evita incidentele astea de a uda plapuma noaptea, părintele poate face o trezire noaptea și de a pune copilul la oală. Mhm. Și copilul deja o să doarmă până mai dimineață și părintele. Pentru că eu când am început să exclud scutecul, se trezea la ora 5, după care era mai complicat să doarm și am zis că nu. Mă scol eu la ora 3, îl pun la oliță, după care mă duc și eu și mă culc și el adorme ușor. Și a funcționat. Da. Acum deja doarme toată noaptea, nu are probleme, singur el când vrea, dimineața deja pe la 6-7 se trezește și îmi strigă, adică nu coboară singur din pat până eu nu deschid ușa și nu fac trezirea cu alarmă. Ok, deci părinții nu trebuie să se streseze că copilul lor poartă scutec pe timp de noapte până la o vârstă mai mare, să zic eu așa, pentru că sunt părinți care vor copilul de la un an deja gata să doarmă fără scutec. Și aplică și forța fizică și ridicat de voce și toate chestiile astea nebenefice. Adică este ok ca copilul să stea și cu scutec până la 3 ani, spre exemplu. Este important copilul să înțeleagă procesele care se întâmplă. Noi dacă o strigăm și o țipăm și o lovim copilul, el nu o să înțeleagă nici ce faptul, se vrea de la mine. Da, nici faptul de ce mama face și acțiunile astea, dar nici organismul lui nu o să înțeleagă ce se întâmplă, pentru că o să fie ca un blocaj de ăsta, înseamnă că eu fac ceva nu cum trebuie. Poate apărea chiar și un blocaj, el o perioadă mai lungă să nu meargă la oliț pentru că este frică. Este frică să nu fie iarăși pedepsit, să nu fie lovit, să nu fie bătut. Copiilor trebuie să le acordăm timp. Ei au nevoie de timp și fiecare copil deja, cineva la 2 ani, cineva la 2 ani jumate, cineva la 3, dar pe parcursul somnului de noapte eu am zis că dacă avem posibilitatea putem să-l scutec și până la 3 jumate. Nu e o problemă, pentru că dimineață scutec se exclude. Părintele doarme foarte bine parcursul nopții și nu trebuie să trezească să verifice. Să verifice dacă copilul este uscat și este mai comod și pentru copil și pentru părinte și adică nu este o problemă. Sistemul urinar la copii, mai ales la băieței, se dezvoltă așa în profunzime cam la vârsta de 4-5 ani. Până atunci ei pot face pipi în pat și asta e ceva fiziologic, nu ar trebui pedepsiți copiii sau certați pentru asta.
ei nu au făcut-o intenționat. Poate fi sau un mod de protest, pentru că părintele nu îndeplinește o necesitate a lui fiziologic și el la nivel psihologic așa se manifestă, sau pur și simplu nu a reușit. Sau a intrat în somnul ăla profund și nu a simțit? Da, acum mai este și în vogă, la modă, pus copilului nu la oliță, într-un fel să facă pipi chiar din primele zile de naștere, de la naștere. Adică da. Se practică așa ceva? Da. Nou-născutul să nu facă în scutec și să fie dus la veceu? Da, chiar sunt idei, sunt ipoteze că colicile nu ar fi colice, dar faptul că copilul a intrat în faza profundă a somnului și nu a făcut pipi înainte de a intra în faza profundă a somnului și el are disconfortul ăsta la burtică și totodată i s-a stricat și somnul și el plânge pentru a-și manifesta disconfortul lui. Mai da gata, Galina. Păi să înțeleg că colicii sunt un mit? Sau ei există totuși? Ele există, dar nimeni nu știe ce înseamnă. Gaze, nu? Nu. Nu? Colicile spun și la gaze, și dureri de burtă, și dureri de cap, și colic de la intestin, că nu este intestinul poziționat conform fiziologiei. Adică sunt foarte multe ipoteze și teorii despre colici. Păi, dar bine, este ok să fie pus nou-născutul așa? Adică, practic, asta funcționează? Asta funcționează, dar este foarte complicat pentru părinții de a înțelege semnalele astea. Adică, părintele trebuie să stea, practic, tot timpul cu ochii pe copil pentru a înțelege așa. El când s-a încordat așa puțin, înseamnă că el atunci a vrut să meargă la veceu. Și este complicat să înțelegem toate procesele astea, când trebuie să-l culcăm, când trebuie să-l ducem la oală, la veceu sau când trebuie să-l mai hrănim. În cazul ăsta, noi cu ochii de copil, de pe copil nu mai ieșim. Ok, Galina, până trecem la 10 întrebări provocatoare, zi-mi, te rog, cu trezitul ăsta de dimineață, că știu că foarte mulți părinți se chinuie să trezească copilul, chiar dacă ora de culcare este ok, maxim acolo 22. Ce facem dimineața cu ei? De când începem să-i trezim sau să le punem alarma așa la ureche să o audă? Dacă copilul se trezește greu dimineața sau de la oricare alt somn, ar fi bine să începem trezirea cu 10 minute mai devreme. El lent, treptat, să trezească, adică să nu fie o trezire bruscă. În secundă asta trebuie să trezești că e ora 7:00. Da, da, da. Începem de la 6:50. Încet aprindem, punem alarma. Aprindem lumina în coridor, nu în odaia unde doarme. Stingem sunetele albe, putem să-l mângâiem. Am mai citit încă o teorie că copiii se trezesc mai ușor dacă le se face masaj la urechiuș. Uh-huh. La noi nu funcționează, dar poate la cineva o să funcționeze. Ai testat și asta și nu a dat roate. Da, aici depinde. Fiecare copil este tare individual și nu trebuie să facem comparație niciodată cu alți copii. Eu asta mereu am zis-o și îmi pare rău că unii părinți o mai dau în bară din punctul ăsta de vedere. Ok, hai să trecem acum și la 10 întrebări provocatoare pentru Galina. În ce circumstanțe mai bine primeai o palmă decât insulte? Profesionalism. Serios? Dar de la cine? Urma să primești niște insulte sau chiar și o palmă bună? De la rude. De la rude? Da. Pe partea de critică sau care a fost problema? Toate. Toate? Da. Spune-mi, te rog, de ce, iată, multă lume care inițiază un anumit domeniu întotdeauna este huiduită de cei dragi și nu de străini? Străinii vin după. Pentru că cei apropiați își fac, cred că, cel mai multe griji și vor să ne ferească de unele provocări, poate după părerea lor, niște căi nu chiar corecte. Astfel, nu ne permit să facem pașii care noi considerăm corecți. Mm-hmm. Deci ai retrăit-o pe propria persoană și pe propria piele. Mai ești în relații bune cu rudele? Ești. Adică tu ți-ai căutat de treabă, indiferent de... Am continuat să fac ceea ce fac. Adică chiar și până în ziua de azi eu aud că eu nu fac corect ceea ce fac.
Dar asta este. Tot timpul o să fie astfel de abordări. Grad de rudiene de, cum se spune, sau gradul 1, 2, 3? De cam pe acolo. Ok. Ești pro sau contra avorturilor? Contra. De ce te-am întrebat? Văzusem chiar zilele anterioare o postare a unei domnițe, că nu i-am dat că este o doamnă, pentru că nu părea de vreo 30 de ani în sus, care promova avortul având la activ 40 ceva de avorturi făcute. Eu sunt contra, pentru că asta influențează negativ și asupra sănătății femeii. Câte cicatrici trebuie să aibă placenta asta. Placenta. Uterul. Uterul, da. Și pentru mine este un omor. Avortul este un omor, pentru că odată ce embrionul se formează, se prinde, atunci și bătăile inimii sunt prezente. Chiar dacă uneori nu sunt ascultabile la ultrasonograf. În cazul ăsta, mai bine deja contraceptive decât avortul frecvent. Pentru că sunt păreri care zic că decât un copil chinuit, mai bine un avort. Decât un copil abandonat, mai bine un avort. Decât un copil nesănătos, mai bine un avort. Mai bine prevenirea copilului nedorit. Dacă nu vrei copilul, ai grijă și păstrează să nu prinzi însărcinat. Ok. Dacă de mâine ai fi norocul pe pământ, hai să fii așa la general, pe cine ai facilitat din prima? Uite tu să fii cea aducătoare de noroc. Soțul. Soțul de ce? Are nevoie de el? Are nevoie și de el și de susținerea mea și de că eu, dacă aș simți că sunt mai puternică în ceea ce pot să fac, de ce să nu-l bucur pe el? Ok. El te-a criticat sau te-a susținut în ceea ce faci tu la moment? El este cel mai mare critic al meu. Am înțeles! Hai să facem așa! Da, e bine când persoana de lângă tine să-ți fie alături, să-ți zică: Doamne, Galina, ești cea mai bravo, totul va fi bine, și nu, îți pune bețe în roate. El îmi spune, eu nu atrag tot timpul atenția la ceea ce este poate în spatele meu, și el îmi spune că, uite, ai filmat și ai postat, dar la tine la spate era un cablu care nu era corect și se vedea prea tare, sau acolo ai făcut o cacofonie sau ai spus ceva sau prea mult pauză ai ținut între cuvinte. Asta mă ajută. Adică eu înțeleg că urmează el să vadă postarea mea și o privesc încă de 10 ori până a fi postat. Ah, înseamnă că este un critic de bine, nu de rău. Da, ok. Da. Când ești disperată, ce faci? Ascult muzică. De care? Radio Zoom 1? Sau uite ce? Clasică, rock, poate. Pop. Pop? Da. Asta te încarcă? Da. Și imediat ieși din starea aia? Nu. Am nevoie să stau singură, fără niciun apel telefonic, 5-10-15 minute cu muzica în căști, să-mi revin. Ok. Noaptea, dormim cu soțul sau cu copiii? Cu soțul. Dar sunt mămici care dorm cu copiii și până la 7 ani și dita mai până la 10, mai ales dacă soțul este plecat. Noi, din copilărie, trebuie să formăm copiilor o abordare sănătoasă a familiei. Adică nu doarme mama cu copilul. Mama doarme cu tata, copilul doarme în odaia lui sau, dacă spunem că dorm într-o odaie, atunci în patul lui. Pentru că în pat doarme doar mama și tata. Și punct. Asta este. Mm-hmm. Ce momente din trecut ai vrea să ștergi definitiv din memorie? Unele trăiri legate de familie. Mai dureroase? Da. Nu le-ai depășit sau le-ai depășit? Pot să zic că le-am depășit. Dar e mai bine să nu fi fost? Cred că da. Adică am trăit cu soara și soțul ei în apartament la ei și adică aș vrea să nu fi fost partea asta. Știu eu ce înseamnă traiul cu rudele. Asta e cea mai mare greșeală pe care putem să o săvârșim. Cât de bine sau cât de apropiat nu ți-ar fi omul? Mai este faptul ăsta că când ești lăsat cu soara sau așa, ei cred că sunt părinții tăi și nu poți face nimic, nu poți merge nicăieri cu prietenii afară sau
Dar dacă mai ești și o nepoțică, dă dacă pe viață. A, am înțeles. Ok. Relațiile intime stimulează somnul? Pentru cine și cum. Relaxează corpul. Ardem calorii. Da. Ne obosim. Ok. La ce moment de cotitură ți-ai schimbat lucrul pentru că erai cu păr lung? Când s-a întâmplat asta? Pentru că de obicei femeile, dacă trăiesc o stare nu știu de care, vor schimbări. Am dat copilul la grădiniță. Și ai zis, da, să depășesc acest moment sau să-mi fac o mare plăcere pentru mine. Conectează-te acum pe 93.3. E timpul pentru Good Vibe cu Diana. Deci repejor ne încadrăm în cele 3 minute rămase pentru finalul acestei ore. Unde ne-am oprit noi? Mai există cazuri de lunatism și la ce pericole sunt supuse aceste persoane? Da, există. Eu încă sunt mai... exemplu. Adică te trezești noaptea și nu dai seama? Pot să mă trezesc noaptea și să merg prin casă. Asta se întâmplă mai des când am niște trăiri pe parcursul zilei care nu prea pot să le controlez, emoțiile. Și dacă ușile nu sunt încuiate, ferestrele, atunci ei pot ieși afară pe fereastră fără să conștientizeze asta. Este o afecțiune neurologică, în mare parte spus, dar nu este ceva critic pentru sănătate. Mai mult este de la supraoboseală. Înseamnă că copilul a trăit unele trăiri neplăcute pe parcursul zilei și este complicat să facă față. Și adică sistemul nervos nu se relaxează și se transformă în niște mers de noapte. Lunatismul. Da, în cazurile astea trebuie trezită persoana sau copilul sau uite maturul sau îl lăsăm să se manifeste așa? Îl îndreptăm încet spre pat. Mm-hmm. Fără să-l speriem, fără să-l trezim brusc, nu vorbim probabil ca să nu... Putem să vorbim deranjăm. Încet. Adică îi spunem că mergi acum la culcare, hai culc. Sora mea așa făcea, hai, du-te și te culc. La colegiu aveam, îmi puneam plapuma în cap și mă uitam la o fată de la patul alături. Ea așa o frică avea. Eu, tu mi-ai zis și mie, deja mi s-a făcut frică. E ceva rupt din filmele astea strașnice. Da. Ok, și chiar și la vârsta asta încă mai suferi de lunatism? Nu, pot să mai vorbesc prin somn. Dar de mers, n-am mers deja vreo 4-5 ani. Da, cam așa. Înseamnă că ai doar momente plăcute în viață pe care le trăiești pe parcursul zilei. Și ultima, Galina, pentru tine. Este adevărat că o noapte de nesom se recuperează în 21 de zile? Da. Totuși este adevărat. Da, după ce avem o noapte de nesomn, nu pot să zic că ne trezim, dar ne simțim parcă... zombi! Parcă nici nu simțim pământul sub picioare. Mergem, mergem, dar nu înțelegem unde mergem, nu putem gândi limpede, nu ne putem concentra la lucrurile care le avem de făcut și este foarte complicat să facem față la încercările care le avem pe parcursul zilei. De asta mai bine să lăsăm treburile pe parcursul zilei și somnul să rămână somn pe parcursul nostru. Ah, asta când putem, dar vezi că sunt și meserii care solicită oamenii să fie la job noaptea întreagă, dar este alegerea lor. În fine, Galina, îți mulțumesc foarte mult pentru vizită și pentru sfaturile utile cu care te-ai împărtășit în seara asta. Mult, mult succes și copii cu un somn cât mai liniștit și cât mai sănătos. Mulțumesc mult pentru invitație și sper să se realizeze toate. O să fie, le punem în aplicare, ce să mai. Vrem și noi să avem copii sănătoși și noi să avem o noapte liniștită. Dragilor, noi ne despărțim și ne reauzim mâine deja de la 5 seara tot aici în Good Vibe cu Tiana. 93.3 FM. Radio Zoom 1.